Spunem din toată inima, lăuda să fie Domnul! Salmul 40 cu 16, îmi place foarte mult și vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această seară, spune să se bucure, să veselească în tine toți ce te caută și noi, pentru că am venit aici să căutăm pe Dumnezeu, ne putem bucura, prea mări să fie numele Lui. Toți cei ce iubesc mântuirea Lui să strige fără încetare, preamărit să fie Domnul, glorie Lui în veci. Mă bucur foarte mult de binecuvântel de care El ne face parte, de sănătate. Mulțumim Domnului că putem sta în picioare, că ne putem folosi de mâinile acestea, că putem vedea, de vreo lună mă trezesc dimineața și mulțumesc Domnului că pot vedea cineva mi-a zis că medical undeva la un milion de conexii trebuie să se conecteze ca niște fire micuțe ochii noștri să poată vedea. Și îmi pun o întrebare, nu e o mare, mare har și o mare minune din partea lui Dumnezeu că putem vedea prea mărit să fie numele Lui. Amin. În această seară, cu ajutorul Domnului și numai cu ajutorul Lui, aș vrea să vorbim despre credință. Un subiect foarte mare, dar care vreau să-l desfacem în această seară, uitându-ne mai îndeaproape în versetul 6 din acest pasaj, uite de fratele Andrei, și aș vrea din toată inima să-l cere în Domnului mai multă credință. Privind acum luna decembrie, la sfârșit de an, când ne facem bilanțul financiar, poate, sau bilanțul economic, sau bilanțul familiar, cu privire la copiii noștri, la părinții noștri, cu privire la locul de muncă, Poate facem planuri pentru viitor, ne gândim cum va fi anul următor. Atâtea și atâtea lucruri se fac la sfârșit de an. Eu personal, citind acest pasaj, m-am gândit, Doamne, eu vreau mai multă credință, te rog frumos, las peste viața mea. Nu știu ce dorință aveți dumneavoastră pentru sfârșitul acesta de an și nici cu ce privire priviți către 2024. Dar m-aș bucura în această seară să cerem Domnului un lucru fără de care va fi foarte greu să continuăm în anul viitor cu precădere un an în care Duhul Sfânt ne avertizează că vor fi vremuri mai grele. Și vreau să recitez versetul 6 și apoi să-l împărțim în patru bucăți și să ne uităm foarte, foarte atent ce înseamnă credința, de ce este necesară, care este condiția credinței și apoi care este promisiunea. Spune versetul 6 Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, adică lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută amin. Dorim din toată inima să ne apropiem de Dumnezeu. Mă bucur foarte mult când scrie aici cuvântul răsplătește. Și parcă și noi de multe ori ca un copilaș micuț care, care, se caută la buzunarele părintului să primească niște bomboane, niște lucruri bune, de multe ori poate cu mai mare bucurie vedem răsplătirile din Biblie și promisiunile lui față de condițiile sau de detalii acestei promisiuni. De bună oară prorocește cineva unui frate sau unei soră. Iese omul bucuros din adunare, Domnul zice că îmi face, că mă ridică, că îmi dă. Și de multe ori se uită acea parte, dacă vei face, te vei schimba, te vei apropia și așa mai departe. Și aș vrea foarte bine să ne uităm la Sfânta Scriptură și înainte de această promisiune deosebită, de această răsplătire a credinței, aș vrea să ne uităm la câteva detalii. Și aș vrea cu o imagine în minte foarte practică să încep cu o ilustrație. Mi se, mi se pare că nu numai mie, ci tuturor unii s-a întâmplat cel puțin o dată să merg la Ikea. Merem luăm un corp de mobilă, un fel sau altul, nu mă pricep cum se numesc, de aceea poate soția nu mea se ocupă de aceste lucruri, dar merg la, merg la Ikea, cumpărăm acolo ceva, venim acasă. Ca orice român care știm să construim multe lucruri, primul lucru pe care îl facem după ce desfacem cutia, paradoxal pentru oricare altă nație din Europa și din America, aruncăm instrucțiunile la gunoi. Mi s-a întâmplat să deschid cutia, să mă întorc la soție. Am mai făcut din asta, doar eu știu. După o oră, două sunt pe un prieten, auz, nu poți să mă ajut. Că ai și tu mobil asta în casă, am văzut-o la tine. De multe ori încercăm să studiem anumite situații sau avem niște așteptări, fără să ne mai gândim la detalii. Și mă gândesc că nu sunt singur, vă puteți conecta cu această ilustrație. Și aș vrea să intitulez mesajul în această seară: citiți cu atenție instrucțiunile. Citiți cu atenție instrucțiunile. Noi de foarte multe ori ne referim la credință la un lucru foarte larg. Toți au credință. Hindușii au credință, musulmanii au credință, oamenii atei poate au și o, o credință aparte. Oamenii de multe ori își pună deja într-un lucru sau altul. Oamenii de multe ori au niște așteptări. Oamenii de multe ori, cum am spus, poate se conținează doar pe răspătire. Doamne, eu vin înaintea ta și știu că tu poți să mă cuvinte. tu poți să mă ridici. Eu cred și merg pe mai departe. Dar aș vrea foarte frumos să ne uităm la acest verset în detaliu în această seară și să citim cu atenție instrucțiunile, să vedem exact ce spune Biblia despre credință. Și în primul rând, spune aici versetul 6, și fără credință, și m-am gândit, Doamne, ce este credința? Înainte să ajungem la răspătire sau la promisiune, este foarte important să vedem definiția. De aceea ne întoarcem la începutul capitolului, versetul 1, care spune așa, și credința este un credere neclintită în lucrurile nădăjduite. Și putem lăsa puțin versetul pentru un minus a două. Vreau foarte mult să ne concentrăm pe această definiție, că e foarte important. Priviți la oamenii din jurul nostru, la facultate, la școală, la lucru, la Walmart, unde mergi dumneavoastră? Ei tot spun eu sunt un om credincios. Eu sunt un om care are o credință. Dar oare toate credințele să fie credințe? Dar oare tot așa, la un fel, toate să se, cum îi spune, să vină toate la fel? Oare orice credință e credință? Spune aici cuvântul și credința este o credere neclintită în lucrurile nădăjduite. Asta înseamnă în felul următor. Eu o nădejde, având poate o procesă sau citind un verset, că e foarte important să ne punem o nădejde puternică în Cuvântul Lui Dumnezeu, Doamne, ajută-ne la aceasta. Această nădejde bazată pe anumite versete, pe anumite lecții, pe anumite lucruri pe care le găsim aici, este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Și anume. Poate cineva să-mi zică că Biblia e demodată. De ce oare să o mai crezi? Poate altcineva să-mi că eu mi-am pus în deja, dar uite că mi-a murit copilul, sau am avut o situație, sau uite, am trecut printr-un necaz, am pierdut casa, am dat în faliment cu businessul. apoi atunci nu mai crede în aceste lucruri. Și totuși, o credință adevărată, definiția este definită printr-un lucru neclintit. Dacă vrei să-ți testezi credința și să fii sigur că definiția credinței tale bate cu definiția credinței Bibliei, este acest test că rămâi neclintit. Doamne, ajută-ne la aceasta. Eu am o nădejde. Când Dumnezeu vorbește, El împlinește. Poate să vină știri, poate să vină necăjiri, poate să vină oameni cu renume sau chiar din familia mea. Poate să vină să zică, tu ți-ai pierdut mințile. Totuși, dacă cuvântul lui Dumnezeu spune ceva, noi astfel de credință avem, care stă neclintită, Doamne, dă-ne o astfel de credință. Amin. Și continuă versetul 1. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Foarte mulți oameni spun, am și eu o credință dacă Dumnezeu îmi dă. Prima oară să dă el și apoi îl crește și pe el pe cuvânt. Foarte mulți oameni au o credință din aceasta care se bazează doar pe ce văd. Spui unui om o dinioară, eu aștept o promisiune din partea lui Dumnezeu. Să uite așa în stânga, în dreapta ta, mă, dar nu văd nimica din jurul tău. Ei bine, aceea e credință. Căci din nimic au făcut Dumnezeu totul. Versetul 3. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Poate ai o așteptare de la Dumnezeu cu privire la copilul tău care acum nu vine la biserică. Ai o așteptare cu privire la situația ta financiară care vezi că nu se mai rezolvă niciodată. Poate ai o așteptare cu privire la o promisiune din Biblie pe care o crești și ai citit-o de atâtea ori. Ai poate o așteptare și o credință într-o promisiune, o încredințare despre lucrurile care nu se văd. Continuă cu această credință. Pentru că credința nu este un feeling, cum spune în engleză, credința nu este sentimente. Mai ales tinerii vin la biserică și spun, dar eu nu simt că aici e Dumnezeu, dar eu nu simt să mă rog, eu nu simt că Dumnezeu mă ascultă. Și totuși, credința este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Eu pe Dumnezeu nu-l vă spunea să ies lui și nu pot să stau, să stau cu fiecare om deoparte care este ateist. Dar eu văd tot ce atinge el, precum soarele, chiar de după nori, văd că luminează tot din jurul meu. La fel și noi. Noi nu mergem ca niște oameni orbi, ci chiar dacă nu vedem izbăvirea, chiar dacă nu vedem lucrurile care ne stau în față, cum Dumnezeu a făcut lumea din nimic, el, prin aceeași putere a cuvântului său, are putere să intervină și în viața noastră. Aceasta este definiția credinței. Nu cum spun unii, că eu cred doar dacă simt în inima mea. Păi de multe ori nici eu nu simt să fac un lucru, dar eu am credință. Venim la părtășie, credința nu înseamnă o influență, dacă e muzica nu știu cum, dacă cântă pianul pe fundal, sau poate o infuzie a unor persoane mai dinamice, sau unor vedete, Doamne ferește, mă acolo e Dumnezeu unde vine fratele cu tare. Sau cum mai sunt unii, eu cred că un delemn nu la pe capul meu, la rugăciunea cu un delemn, e bun numai dacă fratele cu tare face. Credința noastră este în Dumnezeu, Doamne, ajută-ne la aceasta. Credința este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. La fel cum încredințarea mea este că dacă îl slujesc pe Dumnezeu până la sfârșitul vieții, voi invia din morți, deși este ceva uh, neconceput de mintea noastră. Cum am încredințarea că odată ce am făcut un legământ cu soția mea, să-l duc până la capăt, că ea mă iubește. Cum am încredințare că eu trebuie să uh, că părintele copiilor, copiilor mei și trebuie să am o, Responsabilitate față de ei. Această încredințare nu se poate da la o parte. E o încredințare puternică despre lucrurile care nu se văd. Din toată inima îmi doresc în anul în care intră Dumnezeu să ne dea o astfel de credință. Aceasta este definiția credinței. Nu bazată pe sentimente, nu bazată pe influențe muzicale sau de un fel sau de altul, nu infuzată de anumite vedete sau oameni deosebiți, ci credința este o încredere neclintită. Adică eu nădăjești ceva cu toată inima și nu mă dau la o parte. Dacă Dumnezeu o scris ceva pe paginile Sfintei Scripturi, rămâne până în veci de veci Lăudă să fie numele Lui. O puternică încredințare. Eu pot să mă lupt cu toate lucrurile care vin în jurul meu. Toate lucrurile care încerc să mă doboare. Că încredințarea aceasta este atât de puternică încât oamenii ar putea să mă dea la o parte. Și n-ar putea să-mi această încredințare. Credința mea în Dumnezeu, Lăudat să fie numele Lui. Doamne, mărește-ne Așadar, înainte să ajungem la promisiunea sfârșitului din versetul 6, în primul rând trebuie să cunoaștem definiția. Aceasta este o credință. Nu un lucru doar așa, un sentiment, nu doar un lucru care se bazează pe ce vedem. De aceea noi trebuie să nădăjduim în pofida tuturor lucrurilor care denotă argumente împotrivă. Spre exemplu, mergi la doctor și doctorii spun că diagnosticul tău se agravează sau starea ta începe să scadă. Și totuși, dacă tu crezi că Dumnezeu te poate vindeca, tu trebuie să nătești, tu ești. Nu este un lucru doar în ce se vede, că așa toată lumea ar crede. Dar mă rog din toată inima să ne ajute Dumnezeu. Chiar dacă poate sunt nori pe cer. Chiar dacă poate oamenii din jurul nostru spun că nu mai merită să luptăm. Chiar dacă oamenii din jurul nostru ne descurajează. O astfel de credință rămâne în picioare. O adevărată credință rămâne în picioare. Mi-aduc aminte de Iov capitolul 2, de la versetul 8, Biblia ne descrie starea grea lui Iov. O stare cum a ajuns foarte, foarte rău. În versetul 9, chiar cea care era una cu el, soția lui, vine în jurul lui Iov 2 cu 9, spune: Tu nu vezi în ce stare suntem, bleastă mă pe Dumnezeu și mortu rămâi neclintit în credința ta. Și apoi versetul 10: Vorbești ca o femeie nebună, să primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul. Priviți pe omul acesta care a rămas neclintit. Căci o credință adevărată, o definiție biblică a credinței, este aceea care privește la Dumnezeu și în zi bună și în zirea Și când ai contul plin și când ești pe minus. Și când poate e pronosticul bune și când parcă toate știrile sunt potriva ta. O credință adevărată rămâne neclintită în Dumnezeu, prea mare să fie numele Lui. Doamne, dă-ne această credință. Amen. De aceea priviți în Luca 18 cu Spune acolo Iisus, când va veni Fiul omului, Luca 18 cu oare va găsi el ce? Credință pe pământ. Sunt fen convins și pot să fiu sigur să vă dau această certitudine că va găsi case, va găsi adunări, lăcașuri, va găsi autostrăzi, va găsi o grămadă de oameni, va găsi businessuri, va găsi spitale, va găsi toate lucrurile posibile. Dar se pune o întrebare, că e un lucru de valoare pe care oamenii lui Dumnezeu trebuie să-l aibă și în ziua de astăzi, și anume credința. Oare va mai găsi fiul omului credință când va veni pe pământ? Citind aceste câteva versete, nu știu despre dumneavoastră, dar eu îmi doresc un singur lucru, să văd lucruri deosebite cu Dumnezeu în anul care intrăm. Eu doresc din toată inima să trăiesc mai mult prin credință. Pavel îi scria corintenilor, noi nu mergem prin vedere, noi nu umblăm prin vedere, ci noi umblăm prin credință. Doamne, ajută-ne la aceasta! Căci credința este aceea care a întărit pe oameni. Priviți capitolul 11 și poate diseară îl puteți citi în, în întregime. Vedeți acești oameni, că n-au ieșit în relief, cu caselor, cu aveilor, ci prin credința lor. Doamne, dă și nouă această credință. Continuă versetul 6. Și fără credință, aceasta este definiția credinței, este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Poate că pentru primul punct a spus e foarte frumos, foarte bine, e frumos uh, explicat versetul 1, dar acum e foarte greu. Oare chiar îmi trebuie așa ceva? Nu mere o scurtătură, o cale mai ușoară. Dar priviți aici că spune o necesitate. Al doilea punct este necesitatea credinței. Fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui, adică lui Dumnezeu. Imaginați-vă că venim la biserică și ne pregătim poate cu o oră, două. Imaginați-vă că vin musafiri de peste ocean. Imaginați-vă că renovăm și băgăm o grămadă de bani în clădirea asta. Imaginați-vă că ai încercat să faci fapte bune toată săptămâna. Imaginați-vă că ai făcut o grămadă de lucruri. Dacă vii aici fără credință, nu poți să fii plăcut în fața lui Dumnezeu. Și eu, incluzindu mă aici, nu pot să fiu plăcut în fața lui Dumnezeu. Și mi-am pus întrebarea și am studiat puțin, Doamne, dar de ce nu poți și altfel să vin înaintea Ta? Și mi-am pus câteva lucruri. Mă gândesc primul rând, Doamne, dacă trăiesc o viață frumoasă și așa cât de cât pot eu o viață morală, un lifestyle curat, oare nu-i plăcut înaintea Ta? Priviți de exemplu la Isaia, capitolul 64. Pentru aceia care cred că ei, prin puterea lor, pot foarte mult. Isaia 64 vine în întâmpinarea în noastră cu un răspuns. Isaia 64, cu versetul 6. Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită, adică murdară. Toți suntem ofiliți ca o frânză și nelegiuirile noastre ne iau ca vânturi. Te poți strădui de dimineață până poate seara să trăiești o viață morală, frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Și poate seara te-ai lovit, ți ai prins degetul undeva sau te-ai ispitit un copil sau iese cineva în trafic și poate o vorbă nepotrivită ți-o stricat toată ziua. Oricât am încercat noi, noi nu putem să fim de la noi înșine, uh, nu putem să fim de la noi înșine oameni curați. De aceea eu vin în fața lui Dumnezeu, dar mă simt așa de murdar, așa de slab. Așa de uh, mic în fața lui. De asemenea, Isaia 59 cu versetul 2. Cine legiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Căci, versetul 3. Mâinile vă sunt mânjite de sânge și degete de nelegiuire. Buzele voastre spun minciun și limba voastră vorbește nelegiuire. O, Doamne, mai sfințește-te în această seară. Mă strădui și parcă văd că sunt parcă mai falimentar. Priviți că au încercat oameni să cumpere. Vin cu aur în fața lui Dumnezeu sau cu pietre scumpe, cu bani, cu dărnicii deosebite. Vin oamenii acestea cu daruri deosebite. Dar oare să aibă Dumnezeu nevoie de aurul nostru? Nu este tot cerul și tot pământul înaintea lui Dumnezeu? Nu este tot acest univers în mâna lui? Oare ce poate să facă un pumn de aur pe care îl aduc înaintea lui? Mă gândesc de asemenea la alte lucruri pe care le-aș putea face totuși. Nu am cum, pentru că sunt un om slab. De aceea venim în tuitorul nostru Iisus Hristos. În rănile Lui suntem spălați, Glorie prin justificarea pe care El ne-a dat-o. Adică a murit El pentru noi, spune Isaia, și păcatele noastre au căzut asupra Lui. Lăudați să fie numele Lui! Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. De aceea, singurul lucru pe care pot aduce înaintea lui Dumnezeu e credința mea că El este, că El mă poate ierta, că El mă poate spăla, că El mă poate ridica prea mări să fie numele Lui. Și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți Lui. El nu are nevoie de aurul nostru sau de nu știu ce lucruri mai încercăm noi pământe sau lume să aducem înaintea Lui. El are nevoie de oameni credincioși care să rămână o mărturie în fața Lui Dumnezeu. Priviți în versetul 4, prin credință a dus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună. Versetul 5, prin credință a fost mutat Henoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și astfel a primit mărturia că este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Biblia nu menționează despre acești oameni casele pe care le-au avut, business pe care le-au condus, nu nici măcar un lucru pământesc, ci credința din viața lor. Și ce plăcut în anul viitor să ne ia Dumnezeu așa o credință deosebită. Să trăim și noi cum au trăit acești oameni ai credinței. Dacă dăm pagina până la sfârșitul capitolului, vedem oameni, titani ai credinței, care au avut un test în fața lor că pentru mulți nu mai conta nici relațiile, nici banii, nu mai conta nimic din jurul lor, că s-au năruit toate, dar au rămas oameni credincioși înaintea lui Dumnezeu. Avram rămâne uh, înaintea lui Dumnezeu ca un om care a primit pe fiul făgăduinței și chiar de era să-l să, -l, să -l jerfească, credea că îl va da înapoi chiar din morți. Apoi continuă Biblia cu ce alte cazuri, oameni al lui Dumnezeu care s-au încrezut în Dumnezeu. Și-o pun întrebarea la sfârșitul vieții noastre, Vom avea și noi o astfel de mărturie. Eu nu-mi doresc în fața sicriului meu să vadă oamenii ce bine s-a lăsat în urmă, ce situație am făcut copiilor mei, ci vreau ca ai mei copii să vadă că am fost un tată care a trăit împreună cu Dumnezeu. Nu-mi doresc nici skyscrapers, nu-mi doresc nici mașini de lux, îmi doresc din toată inima o astfel de credință. Că degeaba am toți banii lumii dacă îmi pun mâinile peste copilul meu și el nu se face sănătos. Degeaba am toate mașinile la împarcare dacă nu am pace cu soția mea. Frași și surori, avem nevoie de credință. Doamne, dă-ne această credință. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne mărească această credință, că îi nevoie de ea să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și apoi a doua propoziție a versetului 6. Și pe aceasta o să o împărțim în două. Continuă versetul 6. Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este. Și aceasta am denumit-o eu condiția. Că spune căci, căci cine se apropie de El, trebuie, foarte important sublinea, trebuie să creadă că El este. Mă doare foarte mult, mai ales la facultate sau la lucru, să văd oameni care îl bajocoresc pe Dumnezeu. Vine înaintea lui și spun, dacă o să coboare Dumnezeu foc din cer, dacă o să câștig la loterie, dacă o să-mi facă nu știu cu tare lucru, dacă o să-mi ce nu știu ce, dacă o să mă ajute aici, dacă o să facă nu știu atunci poate aș crede în el, poate aș crede în el. Mă doare inima să văd că am ajuns să-L coborâm pe Dumnezeu la nivelul nostru de furnici. Mereți, spre exemplu, am văzut câteva videoclipuri, meneți cu un vapor de croazieră. Se ridică valurile acelea și într-o secundă ai murit. Dar de ce oare poate la locul nostru de muncă, în mijlocul societății noastre, ne credem așa de puternici? Ne credem noi că suntem așa de puternici? Și că încolo suntem doar un abur care se arată puțin tele și apoi se duce. De foarte mult ori uităm, căci noi avem nevoie de Dumnezeu, nu Dumnezeu față de noi. Mă gândesc în Apocalipsa, capitolul 4. Ioan are acest har deosebit de a vedea o scenă din, 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 raiul divin. Și vede acolo cei 24 de bătrâni, vede cele, 24, cele 4 făpturi vii, vede mulțimea de îngeri. Și oameni, tot, tot cerul întreg vine în fața lui Dumnezeu, se pleacă cu fața la pământ și strigă un singur lucru. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Preamărit să fie numele Lui. Mă uit în fața unui Dumnezeu atât de puternic și mă gândesc, de ce oare mai avem noi această pretenție că Dumnezeu cumva ne i dator nouă cu ceva? Nu vreau să descurajez pe nimeni și de multe ori mă uit la mine. De foarte multe ori poate ne obișnuim cu Dumnezeu ca un ATM, băgăm cardul, apăsăm pinul și ne ies banii ce avem nevoie. Venim cu rugăciune, poate facem o situație sau două și Dumnezeu e dator să ne răspundă. Oameni buni, Dumnezeu este suveran și El stă în cer mă uit la viața mea și mărturisesc ca și Isaia, capitolul 6, cu versetul 6, spune acolo, sunt un om nenorocit, omul acesta prin care a vorbit Dumnezeu, o procie deosebită din Vechiul Testament, sunt un om cu buze necurate, care trăiește în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Priviți la oameni Dumnezeu. Ioan, Evanghelul Ioan vorbește despre Ioan dezătorul, Ioan 3 cu 30 spune că el trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Când vin în fața lui Dumnezeu, nu vin ca în fața unui om. Nu vin în fața unei persoane cu care mă pot rade de șireturi. Când vin în fața lui Dumnezeu, el nu-i dator față de mine cu nimica, ci eu. Trebuie să cred că el este. Doamne, ajută-mă la aceasta. Doamne, mărește necredința. M-aș bucura în această seară să înțelegem în cât de e Dumnezeu. Priviți, de exemplu, în 1 Cronici, capitolul 29 cu 11. Contextul capitolului 29, îl avem pe David care începe să adune pietre scumpe, începe să adune lemn, începe să adune toate materialele pentru templu și Dumnezeu îl oprește. Și spune, nu tu pentru că ai vărsat sânge, ci fiul tău Solomon va zidi templu. Și atunci David se pleacă în fața lui Dumnezeu și face o mărturisire. Văzând totuși că o adunat atâtea lucruri, se uită la Dumnezeu și rostește niște cuvinte deosebite. 1 Cronici 29 cu 11. Ale tale, Doamne, sunt mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al tău. Cum să nu vin în fața Lui Dumnezeu și zic, da, Doamne, cred în Tine, că ai creat totul. Eu sunt o furnică pe lângă Tine, sunt un om slav. Doamne, mărește-mi credința. Doamne, ajută-mă să te văd cum ești Tu. Nu să te mai limitezi la nivelul meu slav. Nu cumva așa cum unii au crezut că pun o, o cruciuliță, o iconiță sau un apțipil de în portofel în buzunar și ăla e Dumnezeul lor. Nici de cum. Dumnezeul nostru este măreț. Continuă versetul 11. A ta, Doamne, este domnia, că și Tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. Frașii și surori, poate cel mai important lucru în această seară să înțelegem cât de măreț e Dumnezeu în această seară. Oare nu știu dacă Dumnezeu a fost bun față de dumneavoastră în anul acesta? Mă uit la mine, mi-o proteja copiii, mi-o vindeca soția, mă întări, mi-o purta de grijă. Dumnezeu e așa de măreț. Oare cum să nu vin în fața Lui să scrii, da, Doamne, cred și eu în Tine. Nu știu dacă mai ai credință în această seară. Nu știu dacă poate te-ai lăsat influențat de cei din jurul tău, de familie, de colegi, de prieteni. Nu știu dacă poate ești amărât cu o situație sau cu un necaz din viața ta. Dar îți spune în această seară că Dumnezeu este încă viu. Lăuda să fie numele Lui. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este preamărit să fie numele Lui. Și în ultimul lucru, promisiunea aceasta deosebită a credinței și că răsplătește pe cel ce caută. Poate la locul de muncă sau la școală oamenii te bajocoresc. Te strigă nume foarte urâte, fac glume pe seama ta, poate chiar te dau afară de la lucru. Poate spun că ai nebunit, nicio problemă, pentru că dacă rămâi în această credință, nu contează să fii plăcut înaintea oamenilor, dacă ești, plătit, dacă ești plăcut înaintea lui Dumnezeu, vei fi răsplătit de el mări să fie numele lui. Spune Iacov, capitolul 1 cu 12. Ferice de cel ce rabde ispita până la sfârșit, căci dacă această condiție va fi găsit uh, credincios până la sfârșit, Doamne, ajută ne la aceasta, va căpăta cu luna vieții. Doamne, dă-ne această răspătire. Atunci când vin cu o credință înaintea lui Dumnezeu și cred că Isus Hristos a murit pentru mine, El s-a jertfit și a înviat a treia zi din morți, eu cred și eu că dacă voi rămâne până la sfârșit neclintit în credința mea, voi fi împreună cu El o veșnicie, prea să fie numele Lui. Nu pentru că sunt bun, nu pot să fac fapte bune în suficient, nu pot să dau toți banii mei că aș ar mai trebui la nesfârșit, nu pot să fac nimic, numai să am o credință că Isus Hristos a murit și pentru mine. Ai tu astfel de credință? Când ai peste o situație financiară, când ți copilul bolnav, când se soția sau părintele într-o situație cumplită, te rogi tu cu credință sau te rogi din obișnuință? De aceea, mă rog, în această seară, Doamne, mărește-ne credința. 2 Timotei, capitolul 4. Pavel scrie din Roma, cel mai probabil ultima sa epistolă. Și mă așteptam la Pavel acum să pună cele mai importante gânduri pentru copilul său în credință, Timotei. Și chiar așa au făcut. Și în ultimul capitol pe care Pavel, cu greul, scrie, înainte de uh, executarea sa din Roma, spune 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 6. M-am luptat, lupta cea bună mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cu una vieții pe care mi-o va da dreptul și bunul judecător. Și nu numai mie, spunea Pavel, ci tuturor acelora care vor fi iubit venirea Lui. Mă rog din toată inima să avem ochii ațintiți către Dumnezeu. Eu nu-mi doresc nimic altceva decât să am credință. Că atunci când mi copilul bolnav să pot să mă rog cu credință pentru el. Când trec printr-un necan să fiu și eu ca eroi credinței, să pot rămâne tare în picioare. <fie> Înainte de începerea versetului 11, sfârșește capitolul 10 cu, cu, aceste cuvinte foarte frumoase. Versetul 37, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, spune Dumnezeu, sufletul meu, nu găsește plăcere în el. Ai fost și tu oare din acela care ai zis, Doamne, până aici, până la acest necaz, eu nu mai pot să te slujesc, nu mai am credință. Dacă ai fost necăjit de o situație, cere în seara aceasta lui Dumnezeu credință. Cere canal în anul care intri să-i dea Dumnezeu putere, să trăiești prin credință. Nu doar duminica când ești la biserică, ci în fiecare zi. Spune versetul 39, noi însă, Doamne, ajută-ne la aceasta. Nu sunt din aceia care dau înapoi, ci din aceia care au credință pentru mântuirea Sufletului. O, Doamne, ajută-ne la aceasta. Îmi doresc din toată inima să avem o astfel de credință, definirea versetului 1. Îmi doresc din toată inima să înțelegem necesitatea că fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Apoi să înțelegem condiția. Când vine în fața Dumnezeu, trebuie să cred că El este un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu măreț, un Dumnezeu atotștiutor, prea să fie numele Lui. Și în ultimul rând, să am această nădejde frumoasă, că promisiunea pe care El mă face este că dacă Îl voi căuta cu toată inima, dacă voi pune credința mea, atunci El ne va răsplăti. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și pentru aceia care poate au trecut prin supărări sau situații. Marcu capitolul 9 ne prezintă un bărbat. Marcu capitolul 9, versetul 24. În dată tată copilului a strigat cu lacrimi. Cred, Doamne, ajută necredințe mele. Și oamenii aceștia puternici pe care îi găsim în Biblie au avut poate scăzăminte și situații mai dificile. Noi, frații păstori, toți poate avem momente de încercare, dar în încercare se dovedește tăria credinței noastre. Și atunci când poate suntem jos și greu, să nu renunțăm la Dumnezeu niciodată, și să spunem din toată inima, da, Doamne, cred, ajută necredinței mele și Domnul să ne ajute și să ne dea această credință deosebită. Să rămânem și noi oameni cu mărturie, în mijlocul celor din jur nostru, oameni cu mărturie, că Dumnezeu, că am trăit cu Dumnezeu printr-o viață de credință. aminăm